Bărbatul de 29 de ani vrea cu orice preț să-și recupereze salariul prevăzut în contractul semnat pentru lunile august, septembrie și octombrie. După ce l-a sunat de nenumărate ori pe patron și după tot atâtea amânări, acesta s-a hotărât să meargă la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Uite, nu răspunde. Da, l-ați mai sunat până acum? Da. Și ce v-a spus? Că n-are bani. Florin Catrinoiu a mai lucrat în ultimii ani ca tâmplar și ca muncitor necalificat. Niciodată nu i s-a întâmplat însă să rămână și dator după ce a muncit. La București am fost. Ce ați făcut acolo? Construcții. Două case de jos. Și v-a asigurat practic doar cazare și mâncare? Da, cazare, niște barăși. Care se vedea afară. Ce veți face acum? Acum? Ce să fac? Merg până în pânge albe să-mi recuperez munca mea măcar. Inspectorii de muncă au înregistrat sesizarea târgujianului și spun că se confruntă frecvent cu astfel de situații, motiv pentru care îl vor chema pe angajator. Dacă patronul nu a respectat prevederile din contract, riscă să primească o amendă cuprinsă între 3.000 și 10.000 de lei. Sunt persoane care au probleme în momentul în care pleacă de la locul de muncă cu primirea drepturilor salariale restante. În momentul când se sesizează instituția noastră, chemăm angajatorii, stăm de vorbă cu ei, verificăm documentele pe care dânșii pot să le prezinte, respectiv statele de plată. Iar în momentul în care acestea sunt semnate, nu putem decât să-i îndrumăm să meargă în instanța de judecată. Patronul firmei de construcții a fost contactat telefonic, însă nu a răspuns pentru a-și pune punctul de vedere privind aspectele sesizate de angajat.